O întâlnire de suflet a absolvenților după o jumătate de secol a avut loc la gimnaziul Iurie Boghiu din satul Flămânzeni, comuna Coșcodeni, raionul Sângerei. La o săptămână de la ziua întâlnirii cu absolvenții, ecoul evenimentului rămâne încă viu. Mai mulți absolvenți ai promoției anului 1974 și-au dat întâlnire cu foștii colegi și profesori, unde au depănat amintiri și au vorbit despre realizările de peste ani. Sărbătoarea a fost întregită de un program artistic prezentat de elevii gimnaziului. Promoția 1974, bine ați venit! Chiar dacă au trecut 50 de ani de la absolvire, foștii elevi spun că relațiile cu profesorii și colegii nu s-au întrerupt. Sunt foarte bucuroasă că am ajuns așa o vârstă, să mă întorc înapoi în școala natală, să văd elevi frumoși, învățătorii care sunt dat știință de carte. Sunt foarte emoționat. Am ajuns 50 de ani când am terminat școala și, într-adevăr, suntem mândri, putem așa nume. Suntem foarte bucuroși când ne întâlnim, păreri de reparte, dar mai puțin, dar avem emoții pozitive. Este școala mea natală, aici am absolvit școala medie, de aici am plecat în lume mare, dar azi sunt bucuros că m-am revăzut cu colegii mei, care de nu știu, i-am văzut chiar de mult. Știți că la Coșcodeni s-au născut foarte mulți oameni puternici. Da. Știți că au absolvit această școală și academicii. Și miniștri, în general, ceau rezultat este că la Coșcodeni cresc și au fost educați oameni. Și dacă doresc să vă Copleșiți de amintiri, absolvenții alături de care s-au aflat și foști profesori care i-au învățat, au avut parte de momente emoționante până la lacrimi. Învățătorii mei, învățători, azi am venit să vă aducem tot. Sunt emoții foarte plăcute pentru că am cinstea și onoarea, am ajuns să mă întâlnesc cu discipolii mei care i-am învățat cu 50 de ani în urmă. Sunt tare bucuros să-i revăd. Mă bucur că din pleiada foștilor elevi avem academicieni, avem doctori în știință, avem doctori capabilitați, avem generali și aș dori viitorilor absolvenți să o ducă mai departe faima școlii. Printre absolvenții prezenți în sală au fost și actuali profesori ai gimnaziului. Dacă ar fi să întoarcem timpul înapoi, eu sunt sigur că toți colegii mei care ne aflăm alături de voi în această seară, cred că am pășit pe aceeași cale. Colegiul pedagogic, universitate pedagogică, ore publice, seminarii, consilii, clituri de caiete, ne remunerați voi prin recunoștința voastră de peste ani, ne remunerați cu zâmbetele voastre, cu reușitele voastre. Absolvenții de astăzi este viitorul de mâine, căci frumos e viitorul spre care ne îndreptăm. Succesele ne așteaptă doar permanent muncind. Și desigur muncind, profesorii au văzut rezultatele anume în dumneavoastră, cei care ați finisat cu 50 de ani, cu 20, cu 30 de ani în urmă. Sunteți modele pentru tânăra generație de astăzi. Până acum, această instituție de învățământ a educat peste 70 de generații de absolvenți. În prezent, gimnaziul Iurie Boghiu este frecventat de 300 de elevi. Grație unui proiect al Uniunii Europene în valoare de peste 1 milion de euro realizat recent, elevii se bucură de săli de clasă renovate, blocuri sanitare noi și o cantină modernă. Totodată, instituția de învățământ are capacitatea de a produce și energie regenerabilă.